dragii mei, bine v-am regăsit! Bine ai venit primăvară! Ia uitați cu ce vă întâmpin eu, cu ghiocei. Eu vă ofer, chiar și virtual, măcar un ghiocel la fiecare în parte. Îmi plac foarte mult florile, sper că ați observat. Îmi place să le cumpăr și să le dăruiesc. Îmi place foarte mult să le și primesc și mai nou să le croșetez, după cum vedeți. Eu v-am pregătit o mică poezie, ghiocelul se intitulează și o să vă rog să-mi permite să citesc această minunată poezie pe care eu am găsit-o pe internet și chiar mi-a fost dragă. Ghiocelul. Soarele de primăvară scoate din zăpada afară alb și ginga și ghiocei să ne împodobim cu ei. Să vă spun cum să lucreze, cine vrea să-i deseneze. Desenează un inel mare cât un sâmburel, apoi facem, dar egale, sub inel, două petale. Din petale s-a ivit mugurașul ascuțit. Din inel în sus pornește, o vârcuță se arcuiește și apoi ușor coboară, iar o frunză o înfășoară. Subțirica ascuțită, tot cu verde e vopsită și am desenat astfel minunatul ghiocel. Încă doi sau trei ca el și ai făcut un buchețel. Dragilor, eu vă doresc o primăvară frumoasă, primăvară în casă, în suflete, bineînțeles, și afară, fiindcă avem nevoie. Și fiindcă primăvara este despre schimbare, despre renaștere, vreau să lansez un concurs. Haideți să mai animăm un pic canalul, ca să mă exprim așa, și fiindcă chiar îmi face plăcere din când în când să vă mai recompensez și cu câte un cadou, chiar dacă dumneavoastră spuneți că tutorialele mele sunt deja cadourile pentru dumneavoastră, perioada 1-8 martie vreau să-mi lăsați la acest tutorial un mic comentariu, un cuvânt acolo, în care dumneavoastră să pomeniți despre un lucrușor pe care dumneavoastră vi l-ați fi dorit ca și tutorial, da? Eu o să-mi notez și o să încerc să îndeplinesc cât mai multe dintre dorințele dumneavoastră. Cu siguranță aveți un lucrușor pe care v-ați fi dorit să-l croșetați, dar nu ați reușit. Și eu o să-mi dau toată silința să-l aduc în fața dumneavoastră acel tutorial. Deci, atât trebuie să faceți. Perioada de înscriere a concursului, deci perioada desfășurării concursului este până pe, cred că mai bine zis, da, până pe 8 martie la ora 12, după care eu voi face extragerea și voi posta un nou tutorial cu extragerea în direct. Voi alege 3 câștigători, asta am uitat să anunț, cu programul Random. Este un program care alege aleatoriu din comentariile respective 3 câștigători. Voi alege, îmi doresc foarte mult să croșetez cu mânuțele mele premiul, să vă încânte și mai mult, să mă aveți acolo în casele dumneavoastră și eu vă doresc succes, îmi doresc să vă înscrieți cât mai mulți, nu se știe niciodată de unde sare norocul. Și îmi doresc din nou, încă o dată și încă o dată, am văzut că primesc mesaje foarte frumoase de la dumneavoastră, aprecieri, vă mulțumesc foarte frumos și îmi doresc să lucrez cât mai mult împreună cu dumneavoastră, fiindcă chiar îmi face plăcere. Am reușit să strâng o familie atât de mare, sincer, nu mă așteptam, dar uitați că după muncă, știți că este o expresie, după muncă și răsplată și după muncă culegem roade. Eu vă doresc numai bine, să fim cât mai mult împreună și bineînțeles sănătoși, că este foarte important. Și aceste minunate flori le trimit către dumneavoastră. La revedere, sănătate multă, succes!